Alo, doamna Mihaela? Da? Sărăuna, bună ziua! Doamna Mihaela, numele meu este Rotundu, sunt jurnalist la Botoșani, la televiziunea locală și Da, spuneți, vă rog. am numărul ăsta venit de pe o filieră de la Flămânzi. Dumneavoastră ați avut un necaz cu ani în urmă cu actualul primar Dan Oloieru, pe vremea când era profesor de educație fizică, dacă nu mă știu. Nu era profesor, încă era elev. Era elev? Da, Da, era major elev. sau minor? Era major că era la facultate. Era la facultate de educație fizică și sport la Iași. Spuneți-mi, cum s-a întâmplat? Am înțeles că tot conflictul a fost la o discotecă ceva. Da, eram la o discotecă și în momentul când m-a văzut, în fine, a venit către mine, mi-a pus mâna în păr. Dar de la ce a pornit conflictul? I-a zis ceva sau Nu, pur și simplu? absolut nimic. Eram amici, ne cunoșteam de foarte mult timp, aveam prieteni comuni, deci nici pe departe așa ceva, niciodată nu mi-ar fi dat de înțeles că are ceva pentru mine anume sau chestii de genul ăsta, niciodată. Ne salutam întotdeauna, eram într-un grup de prieteni, el a fost în casă la părinții mei, în grupul de prieteni, în fine, deci nu... Dar toată reacția lui necontrolată să fi fost Se baza un act de alcoolism. gelozie sau ceva? Nu, păi nu cred. De ce de gelozie dacă niciodată nu mi-a dat de înțeles nimic? Nu, 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 nu. Și pe departe, nu cred. Pentru că eu aveam un prieten, să spunem, amic. În momentul când ne-am văzut în discotecă, el a venit către mine, eu am întrebat dacă l-a văzut pe acel prieten pe Sorin și atunci mi-a băgat mâna în păr și nu am putut să înțeleg niciodată reacția lui. Mi-am adus aminte vag a doua zi cum s-a întâmplat. A doua zi, nu a doua zi, în fine, după foarte mult Da, am timp. înțeles că m-a lovit într-un mod așa foarte puternic. Da. S-a internat o perioadă mai lungă de timp. 48-50 de zile de medical. Da, și a fost condamnat. Dar tocmai că ajungem la perioada, am înțeles că a fost condamnat și a fost obligat și la plata unor daune către dumneavoastră. Da, și nu numai către mine. Dumnealui nu și-a plătit nici măcar obligațiile către spitale. Deci, Nici când se măcar... digitalizare, instanțul stabilit și suport el, plus Da, daunele către da, dumneavoastră da, da. și au mai fost și alte persoane implicate? Nu, Nu, dar dumneavoastră și eu... cel de spitalizare. Exact, de spitalizare și de judecată, mi se pare. Da. Și oricum sunt niște sume pentru către spitalul județului Botoșani, județului Iași și către mine. Aveți Da. O reprezentare la cât s-ar ridica toate obligațiile astea financiare? Da, către mine era undeva la 5 milioane, pe timpul acela din 97, la 5 milioane. Și către spitale undeva la 100 și ceva de mii de lei și iarăși nu știu cât la spital. Există sentința civilă, nu știu de când a dat-o domnul Pitorac, că este în copie la dumnealui, sentința care s-a dat în 1997. Ulterior, el a introdus o acțiune în instanță pentru a fi reabilitat. Și am înțeles că i s-a respins reabilitarea exact pe fondul problemelor nerezolvate de la prima sentință, adică nu a citat cheltuielile de spitalizare, ci Exact. către dumneavoastră daunele care au fost Da. stabilite. Da, deci el a acționat în instanță pentru reabilitare, să dovedească că și-a dus la bun sfârșit toate obligațiile care le-a avut, cheltuielile către spitalizări și către mine. El nu avea nimic doveditor că a făcut acele plăți. Deci că s-o acceptat obligația, Da, da? da. Nu Nu, putut nu, nu. face dovada. Nu a putut face dovada și nici măcar reabilitat nu a putut să fie din cauza asta. Da, doamna mea, în Flămânzi, în oraș, se discută că familia Oloieru ar fi o familie
cam violent în manifestări. El mai are și un fapt implicat în diferite acte de violență. Așa e familia asta de violentă sau au fost cazuri izolate, accidentale din partea lui? Nu cred că au fost cazuri izolate, pentru că în momentul când eu am făcut reclamă la poliție, am fost îndrumată că nu trebuie iertat, având mai multe la activ, mai multe... Deci, mai aveați alte reclamații la poliție în momentul ăla? Da, din câte am înțeles, a fost vorba și de un viol care a fost tot așa cumpărat cu bani, nu știu. A fost un viol pe la Iași. Nu știu să vă spun exact, dar a avut foarte multe abateri. La fel și fratele lui, din câte știu, Mișu îl cheamă, dar tot așa are o reputație destul de cunoscută, prost cunoscută în Flămâni. Pe părinții lui, nu știu să vă zic de părinții lui. Atât mi-au spus că tatălui fiind atunci portat la spitalul Flămâni, am fost căutată eu în spital la Botoșani de către dumnealui, de către tatălui. Eu deja eram trimisă la către spitalul bucofacial Iași pentru operație la dantură. Am avut dantură în ferme 40 ceva de zile. Și dumneavoastră a rămas cu consecințe de ordin fizic în urma bătării? Da. Dar mi se pare... Inclusiv arcada spartă, sem l-am și în ziua de astăzi. Dar suma de 5 milioane mi se pare o sumă mică la vremea, la ce an s-a întâmplat, la ce n-am cât ar fi în dolari sau în euro acum. Da, acum, din câte am înțeles, cum au scris dumnealor, în anul 2013 au făcut un calcul. Au făcut un reportaj la televizor, în fine. Au spus că este la ordinul miilor de euro acum. Deci în banii de acum ar fi câteva mii de euro. Da, câteva mii de euro. Păi închipuiți-vă că spitalizarea către ea și a fost undeva la 100 și ceva de mii de lei. Ceva de mii de lei în banii de atunci? De atunci, da. Iar și către mine au fost de 5 milioane. La nivelul anului 1990, cât a spus? 1997. La nivelul anului 1997. Da. Deci acum 20 de ani aproape. Da, am înțeles. Da. Spuneți-mi, de la procesul de reabilitare, când el a pierdut procesul, instanța i-a respins, dar a încercat să vă contacteze și clarifice cu dumneavoastră problema? Da. Am încercat să clarifice cu mine. Eu nu am putut să ajung în orașul Flămâns pentru că sunt căsătorită în Ardeal. De atunci chiar lucram afară, în Italia. Când am venit în concediu, am venit undeva prin august, nu în luna, când trebuia să se prezinte dumnealui la proces și avea nevoie de mine acolo. Și m-a căutat. De câteva ori am închis telefonul pentru că nu mă simțeam să discut cu el. Din cauza că știți cum mi-a răscolit totul, care mie și ziua de astăzi îmi vine destul de greu, numai că mi-am amintesc ceea ce mi s-a întâmplat. Și m-a căutat, da. Dar nu. Am zis că nu-i dau nicio semnătură nimic, pentru că mai devreme sau mai târziu va trebui să plătească pentru ceea ce a făcut. Nu neapărat financiar, nu știu dacă mă înțelegeți. Da, eu vă înțeleg. Deci el a încercat să obțină de la dumneavoastră o semnătură. Da, faptul e că a stins orice obligații reciprocă, ca să poate folosi semnătura în instanță. Dar nici prin care nu a trecut totul să s-a citit obligația, nu? Nu, nici pe departe, nici nu a deschis subiect. De așa ceva. Pentru că cumva să vă duc în eroare și în același timp să duc în eroare și instanța de reabilitare. Da, inclusiv la citat pe tatăl meu, care eu eram pe atunci, nu eram minoră, vă dați seama, aveam 20-21 de ani, l-a citat pe tatăl meu precum că i-ar fi dat niște bani, o sumă de 1 milion, cu o chitanță făcută la mână, ceea ce nu este adevărat, că nu mai poate să arate chitanța, că nu mai are, că s-a pierdut. Dar nu este adevărat, vă dați seama. Deci a încercat să mintă instanța de judecată cum că ar fi dat bani tatăl dumneavoastră cu o chitanță falsificată pe care ulterior probabil de frica răspunderii penale n-a mai depus-o ca probă. Da. Ceea ce nu este adevărat. Tatăl meu a mers
Am mers la tribunal și a spus, domnule, nu am primit niciun ban, nu este adevărat, mă rog, au spus adevărul. Și vă dați seama, nu știu de ce l-a citat pe tatăl meu, când vorba aia eu eram victima. Nu. Probabil a încercat o diversiune, ai convins exact. Judecător că el s-a ocorit. Am înțeles că ar trebui și un martor, ar fi plătit niște martori, vă dați seama, niște martori nici în 19, precum că tatălui pe atunci, acum am înțeles că este decedat, pe atunci am fi vândut un cal ca să plătească despăgubirile către familia noastră, ceea ce nu este adevărat. Deci am încercat tot felul de misiuni și se pare că nu i-a reușit. Da, și cum vedeți dumneavoastră că o să stingeți conflictul ăsta cu el? Mai sperați să recuperați daunile potrivit hotărârii de judecată? Nu aș vrea. Deci nu aș vrea neapărat să ai bani. Nu, deci nu vă interesează și starea care v-a creat-o dumneavoastră pentru tot restul vieții prin acest conflict violent care a avut loc la discoteca din Flămânzi. Exact, da, foarte adevărat. Nu banii mă interesează, dar vreau să simt că a făcut, să plătească pentru ceea ce a făcut, nu financiar. Da, dar vedeți că, din păcate, până în momentul de față nu au plătit. Poate de acum, înainte, să vă faceți dreptate. În fine, unde locuiți acum? În Ardeal, unde locuiți în momentul de față? În Ardeal, în Petroșani, județul Hunedoara. În Petroșani? Da, județul Hunedoara, da. Aveți internet? Dar cum să nu? Și pe telefonul care vorbesc cu dumneavoastră, cum să nu? Pentru că în situația în care o fi intrați pe jurnalul btd.ro o să găsiți materialul care îl voi scrie, plus o să găsiți alte materiale, inclusiv reportajele de la televiziunea Botoșan care le realizez, o să le difuzez, le găsiți pe YouTube la adresa Lumea lui Rotundu. Dacă dați căutare Lumea lui Rotundu, găsiți pe reportaj inclusiv de la Flămânzi ce am realizat până acum. Am înțeles. Când veți pune acest material? Încerc, probabil în marți o să apară. Discuția noastră va fi publică. Da. Ea va servi la susținerea textului pe care îl voi scrie. Trebuie să mă încadrez în prevederile legislației noi privind campania electorală, care sunt foarte drastice pentru noi, cei care informăm cetățenii, și foarte favorabile pentru escroții care candidează acum la diferite funcții, dar asta e situația, nu avem ce face. Da, am înțeles. Bine, mulțumesc mult, rămâna și... Și eu vă mulțumesc.